Dacă în trecut mătușa Ioana o blocase pe Delia cu gândul de a o reapropia de nepotul dânsei, săptămâna trecută a blocat-o iar, însă raționamentul era diferit. O blochez pe Delia pentru că nu se potrivește cu Dedeș, foarte categoric. Deci, pentru că au fost preobraznici. Eu mi s-a părut o lună de zile, știți cum am stat? Într-o tensiune extraordinară. Deci, asta e dragoste? Eu nu văd. Poate de-o noapte, dar nu e dragoste ca să fie o lună de zile atâta circ și panoramă. Când ai ceva pentru cineva, imediat. Și eu ca să blochez, nu mai e. Că văd că am eu cam păș, ce te mai duci? Punct. Dacă a pus punct ea, punct. Vorbești ca și concurent, bună ziua, bună ziua, ce faci? Și altceva nimic. Ce facem? Iar o-nci luăm de la capăt. Observațiile mătușii lui Dedeș însă au reușit să o supere destul de serios pe Delia. Să știți că vorbele doamnei Ioana au stârnit amuzament în platou, dar au supărat-o pe Delia. De ce, Delia? Nu mi-a plăcut remarca pe care a făcut-o doamna Ioana legat de faptul că aș putea fi o femeie de o noapte. Adică nu cred că... Nu. Cred că am spus la modul general așa și mai mult supărarea era îndreptată către Dedeș, din ce am simțit eu. Da, și cum să vă spun, eu am observat multe care mi se pare că ar fi într-o cunoaștere, deci după părerea mea. Ei doi? Da. Beau din aceeași cană ceaiul și aduc bomboanii și eu mi se pare, și ce facem? Iar începem. Așa e, Delia? Păi ce mai ne jucăm? Nu am simțit asta. Eu n-am considerat ceva intim. În afară nu te vede decât ei doi, da? Așa am considerat eu. Dar aici te vede o țară atâția ochi. Atâția ochi. Te văd atâția ochi și o țară întreagă. Iar consider o pușaradă. Iar mătușa Ioana i-a explicat mai apoi Deliei, față în față, perspectiva dânsei asupra situației dintre aceasta și Dedeș. Odată ce ai fost în cunoaștere, de ce dai loc din trepetare? Păi, ce-i de afară? Tu vrei iar telenovelu cum a fost o lună? Nu. Iubirea, și cum crezi tu că se interpretează de afară? Când ești afară și faci gestul ăsta, poate nu observă nimeni. Dar aici, gesturile care le-ați făcut voi, nu că le-am observat eu. Le-au observat milioane de oameni. Și iar începe telenovela, ci că ăștia-s nebun la cap. Iar începe. Păi mă, dacă aveți, dați drumul sentimentelor și dați drumul mai departe, că eu n-am nicio problemă. Dacă nu, gesturi din astea, păi cum să mă gândesc eu că-i trebuie lui Delia bombani? Ce să-mi trepetez eu? Să spun ceva, chestia cu bombanele a fost așa. Noi... Eu am primit bomboane de acasă, mi-a trimis tati și mie mi-a trimis, a zis că s-o prite acolo. Da. Și el, pentru că știa că trebuie bomboane, nu știu, eu am luat-o ca și un gest că dacă a fost la magazin, mi-a cumpărat pentru că știa că poate să le aduc. Da, măi, dar... Dar nu ne-am luat nici ca și niciun gest. Nu, dar de afară, exact cum am zis eu, așa se întrepetează. Că tu nu vezi că și aici faci un fel și se întrepetează altceva? Și aici cum, Dumnezeu? Păi, ori sunteți punct, ori, păi așa nu s-a apropiat niciun băiat, nici de tine, nici de el. Și iar începem telenovel. Am înțeles. Deci ai înțeles? Eu n-am nimic ca copilul. Eu v-am spus din aia că eu vă iubesc pe toate în mod egal. Eu n-am nicio problemă. Când ți-a fost mai greu, am fost alături de tine, sincer? Da. Păi, și eu n-am nimica. Eu nu, sincer, nu am nimic. Dacă e ceva între voi, continuați. Dacă nu, nu mai faceți din astea, că nu se apropie nici de tine un băiat și nici de el. Pentru că prin gesturile astea care credeți voi cât minori, că sunt maxime. Deci astea îți faci rău și ție, că nu te mai poți, nu se mai lipește al băiat de tine, nici el de o fată, pentru că ce zici? Păi înseamnă că are sentimente, mai are sentimente. Și dacă situația părea oarecum lămurită cu mătușa Ioana, Delia avea o discuție lămuritoare și cu Dedeș în privința nominalizării ei de vineri. Spune, te ascult.
Îmi pare rău dacă asta e interpretat, nu a fost. Dar care este motivul? Pentru care nu l-am votat pe Khaled? Da. Sincer, motivul pentru care? Pentru care l-ai pentru votat pe Khaled? L-am votat pe Khaled pentru că m-am gândit că i-ar fi mult mai greu să găsească pe cineva în această competiție. Și în primul rând nu am vrut să mă simt vinovată că te-am votat pe tine, adică nu am vrut să simți că am ceva cu tine personal. Uh-huh. Știam ceea ce o să votez de fetele și nu am vrut cumva să mă simt răspunzătoare. Adică consider că am ajuns într-un punct în care nu există absolut nimic, nici pică, nimic. Da, s-a îngropat securea războiului de mult. Și am considerat din respect și faptul că am avut pe cine să votez, că dacă n-ar fi fost Khaled și ar fi fost orice alt băiat din cuplu, fii sigur că te-aș fi votat. Pentru că n-aș fi dat în cupluri. Dar faptul că am avut de unde să aleg, de asta am ales. Ăsta este motivul real? Da, 100%. Și dacă nu simți că sunt 100% real, îmi pare rău. Chiar sunt 100% reală. Nu există un alt motiv. Nu am vrut să mă simt vinovată și nu am vrut cumva... Dacă data trecută te-am votat, știi? Da, și mi-am spus, ok, și ți-am spus motivul real pentru care te-am votat, da. Și acum ți-am spus la același motiv real pentru care te-am votat. Adică am vrut să... Am votat fix ceea ce am simțit. Nu cred că tu ai simțit că eu mai îmi doresc ceva cu tine. Adică cred că am lăsat loc doar prietenește, doar faptul că suntem în aceeași competiție. Nu cred că ai văzut semnale de la mine. Probabil nu-ți dai seama. Fără să vrei. Nu a fost deloc niciun semnal către tine. Nu, tu nu-ți dai seama, dar semnale eu le văd în continuare, dar tu nu-ți dai seama. Ok, îmi pare rău. Atunci poate interpretezi eu greșit. Interpretezi tu greșit. Dar poate fără să-ți dai seama. Eu am văzut câteva semnale. Faptul că te salut... Dar nu să mă apropii acum de tine pentru că sunt eu într-o cursă de eliminare. Astăzi stăteam cu băieții și mă întrebau, bă, în momentul de față tu te vezi cu cineva în casă? Și am stat și m-am gândit și la gală și la cum au votat fetele și am zis, bă, clar că nu mă mai văd cu nimeni în interacțiune în afară de Delia. Eu cred că noi doi am discutat tot ce era de discutat și ne-am înțeles tot ce era de înțeles și nu cred că... Adică nu îți por pică, îmi doresc să fii fericit. Cine vine? Nici eu nu îți por pică. Dar, adică, mi-am dat seama că noi doi nu am fi potriviți din foarte multe puncte de vedere și am discutat. Și eu știu ce îmi doresc în viața mea și ce fel de bărbat îmi doresc. Păi și privirea ta de ce îmi spune altceva tot timpul? Îmi pare rău că vrei să nu mă mai la tine. În momentul în care nu m-am uitat și m-am comportat... Da, ai făcut... Cum m-am comportat, m-am simțit cumva vinovată față, pentru că familia mea nu m-a educat așa. Familia mea nu m-a educat să fiu răzbunătoare și să por pică unui om. Uh-huh. Adică dacă nu am mers, nu am mers și trebuie să mă compor normal și frumos. Mai ales că locuim în aceeași casă, e normal să te salut. Dar nu cred că eu am venit către tine sau ți-am vrut compania. Nu am zis că ai venit către mine, nu. Da, și în momentul de față există un băiat pe care vreau să-l cunosc, dar nu, dar acela nu ești tu. Atât. Cine e, Liviu? O să spun cine e. Și sunt tot băieții singuri, în afară de Alexandru. Am înțeles. Și da, mi-ai plăcut, dar mi-ai plăcut fizic. Și mi-ai plăcut la început, doar că cunoscându-te și stând de vorbă cu tine, mi-am dat seama că văd mai multe lucruri care nu-mi plac la tine decât lucruri care îmi plac. Deci, să nebunesc. Dediș, când am spus că simt că o luăm de la capăt cu sezonul și e ca și cum am dat reset, nu mă refeream la voi doi! Nu pot! Nu mai pot! Nu sunt pe această cale că nu o luăm de la capăt. Aia a fost o discuție lămuritoare și pentru mine și pentru, mine, și pentru ea. Adică el și-a dorit să avem această discuție. Da, dar el crede că tu priviri chestii... Pare rău. I-am spus și... Tu nu am mai văzut cineva priviri, adică... Săptămâna trecută... Ce? Asta am simțit. Nu o să mă uit la tine, dar de la acum când vorbim o să țin privirea în pământ nimic. Ca să nu interpretezi. Nu, deci s-a lămurit totul. A și spus, își dorește să cunoască un alt băiat, adică totul e ok. S-a lămurit. Dar tu mai trăiești cu senzația că ea te place? Nu, după discuția aia nu. Dar până la discuția aia, tu trăiai cu... Da. Raportat la ce s-a întâmplat în ultima săptămână și... Tot ce s-a întâmplat în ultima săptămână? Votul din gală. Păi, da, dar ți-a explicat fata. Da.
Tu nu crezi? Da, da. Nu, am stat și m-am gândit că, care-i faza. Cred că se pare că amândurora ne place foarte mult atenția. Și atunci e momentul în care ea... Bingo! Da, din punctul ăsta de vedere suntem la fel. Zice Eliza. Când mi-a dat atenție, am considerat că cumva că îmi trimite și niște semnale. Dar ce atenție ți-am dat? Pentru că te-am văzut de foarte multe ori cum mă cauți cu privirea. Atâta tot. Fără să-ți dai seama, poate. Dar faptul că oamenii din jurul tău reacționează așa cu stupoare, ție ce-ți dă de înțeles? Că poate că ești doar tu în filmul ăsta și că noi toți vedem alt film? Poate doar eu am fost în filmul ăsta. Da. De-aia am avut nevoie să discut cu ea. Dar dacă tu ai marșat-o, ți-ai construit, ai vrut să-ți construiești iarăși strategia de a participa la cursa de eliminare în care ești alături de Calet săptămâna asta, după același model cu care ai fost săptămâna trecută și ai fost băiatul săptămânii, fiind așa într-o apropiere de Delia, acum câteva săptămâni. N-am încercat asta. Dar noi putem să ne gândim. Puteți să vă gândiți, clar. Având vedere cum a decurs discuția dintre voi doi. I-am și spus, până acum 2-3 săptămâni, nici măcar nu ți-ai dorit să avem o discuție legată de orice altceva. Și brusc, în seara asta, îți dorești să discutăm. Bun, uite, Delia, există un singur mod prin care tu ai putea să-i oprești aceste fantezii și și lucruri care se nasc în mintea lui. Ai spus că ești un interesat de un băiat din casă. Te rog să ne spui cine este acel băiat. Să simtă. Să simtă. Nu e. Persoana respectivă cred că știe. Știe? Da. Știi? Nu m-am uitat la Dediș. La mine s-a uitat. Nu e vorba despre noi, în momentul de față, nu avem de zis nimic. Hai că n-ai spus până acum. Vorbesc foarte serios. Asta e. Ca deci... să vezi, acum 3 zile era Adriana, umblau ochii după Adriana. Cum se face că acum umblau ochii după Delia? Bineînțeles că Delia e mireasa săptămânii, dragule. Ai dreptate. Dar e mireasa săptămânii de la început, Iuliana. Acum nu-i corect ce face. Într-adevăr, tu ai menționat de Adriana, că se uită după Adriana. Ok. Chiar s-a uitat și... După Delia? După Adriana, deci atunci am văzut bine. Dar acum țintește unde e locul, doamna Simona. Și vă spun eu, probabil o să plec de aici, o să vedeți dacă nu o să fie așa. Nu, așa că este, și eu că... Ai, stai că a simțit și Dedici acum. Dintr-o dată, măi, ce situație. Nu luăm nicio pauză până în oră. Deci cum, măi, Dedici? Că până acum tu simțeai priviri și acum gata. Să-mi placă la Simona, hai să-i lăsăm așa în aer. Hai să-i lăsăm în aer și... Lăsăm așa cu gândul ăsta. Hai să dăm totuși pauză, că e prea...